lui Alina. La propunere, eu am acceptat destul de rapid. Nu chiar așa cu spontane intenții jubilatorii, dar destul de rapid ideea acestui salon de miniatură. După ce am reflectat puțin la timpul pe care îl trăim noi și la experiențele cotidiene și nu numai pe care le avem. Și am ajuns la concluzia că noi trăim într-o lume pe care o vedem global, o vedem planetar. Capacitatea noastră de a fi simultan în mai multe locuri, de a fi ubicui, a devenit realitate. Această extensie a capacității noastre de cuprindere, această comprimare a timpului și extensia spațiului, sau această posibilitate a noastră de a aborda extensia spațiului, naște megalomanie, naște supradimensionări ale eu-ului, naște aroganță. Și cea mai bună metodă de a tempera excesiva încredere și aroganța consecutivă este puțină smerenie aplecându-te asupra lucrurilor mărunte. Și miniatura asta face. Miniatura te obligă să te concentrezi, să focalizezi, nu să îți risipești privirea și nu să te risipești pe tine însuți în proiecte pe care evident nu le vei putea face niciodată, pentru că ele întotdeauna la nivel de reverie depășesc limitele noastre reale de a face ceva. Și atunci mi s-a părut că e o provocare nu doar artistică, e și o provocare metafizică și o provocare etică. Întoarcerea către spațiul mic. Fiindcă, îmi spun acum o anecdotă, unul dintre strămoșii mei, care arătau 2 metri și ceva, era aproape de însurătoare și a găsit o fată de 1,50 m. El avea 2 metri, era probabil cu 1 metru mai mare. Și taicăsul l-a întrebat, băi, dar zice, tocmai pe asta ai găsit-o, asta atât de mică? La care maică s-a răspuns dintr-un colț, lasă-l, dragă, pace, că ce citești într-o Biblie mare, citești într-o dată. Mi s-a părut adică fundamentală a unui salon de miniatură. Pentru că ne obligă să ne regăsim cumva față în față cu noi înșine și nu că nu-i confortabil. E chiar de evitat să stai prea mult de vorba cu tine, că ori te flatezi, ori te ucizi. Și ori te sinucizi. Nici o variantă nu e optimă. Dar să îți concentrezi puțin energia, să îți concentrezi puțin mintea și să spui lucruri multe pe un spațiu mic, e o provocare absolut teribilă. Cum s-a născut legătura cu Davino? S-a născut spontan. Am vorbit cu Florin Preda, care a avut o experiență aproape surrealistă în seara asta, dar nu vă povestesc, o să scrie în memorie. Am vorbit la telefon și eu am spus, Florin, uite, aș avea o idee, așa, zice, nu spune ce idee ai tu, îți spun ce căutăm noi. Căutăm să ne asociem cu un proiect cultural. Păi zic, eu sunt proiectul cultural, de asta te și căutam. Și i-am povestit despre lucrurile la care ne-am gândit noi. Davino cu Dan Balaban în frunte, în care vor fi atât artiștii care au participat, cât și artiștii care au fost invitați. Am riscat puțin organizând acest eveniment, fiindcă pentru prima dată în proiectele noastre am introdus unul care este cu taxe de participare. Până acum nu am avut absolut nicio
pretenție de tipul acesta la, la participanți. Totul a fost făcut de către noi. Dar acum am făcut acest lucru pentru că vrem să facem mai mult decât un pliant și mai mult decât un afiș. Vrem să finalizăm proiectul printr-un catalog propriu-zis, care să rămână în arhiva și în biblioteca fiecăruia dintre participanți ca o altă formă de prelungire a ceea ce ne-am propus noi să facem. Trustul Radio România. Îi mulțumim lui Victor Claudiu Gărghiu și jurnalului București Internews Ultima Oră, Lucian Muntean Modernism. Și mulțumim de asemenea și uneia dintre sponsorii din această seară, Frutăria Maria Ioana, ale căror produsele veți degusta alături de un pahar de vin. Și nu în ultimul rând vreau să mulțumesc și Muzeului Literaturii Române pentru că ne-a pus la dispoziție scândurile pe care sunt miniaturile. Atât, gata! Da.